743 este numărul de persoane infectate cu SARS-CoV-2 de la începutul pandemiei, 14 persoane confirmate în ultimele 24 de ore și 10 persoane confirmate în urma retestării. Potrivit raportării grupului de comunicare strategică, 501 pacienți sunt declarați vindecați de la începutul pandemiei, 212 cazuri pozitive sunt în prezent, din care 159 persoane spitalizate și 53 persoane cu test pozitiv se află la domiciliu, deoarece au consimțit să se izoleze, fiind monitorizate de medicul de familie, 497 de persoane aflate în carantină la domiciliu și, din păcate, 30 de persoane sunt decedate, înregistrate de la începutul pandemiei. De la ultima informare transmisă de grupul de comunicare strategică au fost înregistrate alte 2086 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitiv, 509 persoane au fost reconfirmate pozitiv. Până joi 1 octombrie, la nivel național, au fost confirmate 129.658 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus, dintre care 103.994 pacienți au fost declarați vindecați. Până astăzi, 4.862 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.617. Dintre acestea, 557 sunt internate la ATI. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 2.445.488 de teste. Dintre acestea, 25.797 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 16.991 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 8.806 la cerere. Pe teritoriul României, 8.169 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 6.497 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 22.844 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află doar 2 persoane. Având în vedere evoluția cazurilor de COVID-19, instituția prefectului Selaș solicită cetățenilor precauție, evitarea creării de aglomerații și a deplasărilor inutile, igienizarea, dezinfectarea frecventă a mâinilor, purtarea mijloacelor de protecție individuală, măsuri care sunt necesare pentru a proteja sănătatea tuturor. Purtarea corectă a măștilor de protecție trebuie să devină prioritară. La linia telefonică Tel Verde 0800 801 65, cetățenii pot sesiza cazurile de încălcare a normelor de protecție sanitară. Conform ordinului Ministerului Sănătății numărul 1309 din 2020, carantina persoanelor se impune în condițiile pandemiei de COVID-19 pentru persoanele care au intrat în contact direct cu persoane sau cel puțin cu o persoană confirmată cu SARS-CoV-2 prin testare cu metoda RT-PCR, precum și pentru persoanele care sosesc din țări și sau zone cu risc epidemiologic ridicat, țări și sau zone stabilite de către INSP în condițiile legii.